Consilierii județeni au aprobat într-o ședință extraordinară o rectificare de buget care cuprinde și o donație de 90.000 de lei făcută de Petrom. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea sălii multifuncționale de ședință a Consiliului Județean Argeș, sală care găzduiește și evenimentele administrative ale județului. Conducerea instituției dorește să reabiliteze și holurile care fac legătura cu sala. Este vorba de o sponsorizare care am primit-o din partea unei firme foarte importante privind modernizarea și reabilitarea acestei săli care zace de zeci de ani, așa după cum știți, și dacă Doamne ajută, ne ajută și banii și mai putem și noi pune pe temeiul legii să facem și holul ăsta care este un hol fost pecerist și dacă intri pe aici trebuie să te duci pe la Piatra Hol să ajungi la alte lifturi. Și având banii, trebuie să dăm drumul, să intre cu evidență clară, concretă, urmând să facem pașii așa cum știm noi și cum ne-am propus.